Hai, salutare, guys, și bine ați venit la un nou episod. Suntem acum pe serverul OG Land, pe RGMP. Nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Ce vreau să vă povestesc, o să avem mai multe subiecte acum. Vreau una la mână să vă întreb dacă merită să jucăm RGMP, pentru că diferența din 5M pe care o avem față de RGMP la vizualizări și la asta nu prea vă place RGMP-ul. Nu știu de ce, ce cu voi, mă, de ce nu vă place platforma asta, că uite, e destul de ok, arată bine, player sunt, interacțiune putem să avem. Da, deocamdată până la 10 ore, că am stat un pic și ce am verificat, o să facem numai pizza boy, că altceva nu am ce să fac. După aia mai vine niște joburi, de asta hai să vedem că poate vi-l pot arăta în felul ăsta, locuri de muncă. Stai că am dat eu prea sus. Și nu prea ok, dar de ce nu pot să-l dau sus? Mă rog, undeva la gunoier și încă în casă, adică trebuie să investești undeva la foarte mult timp ca să ajungi să faci mai multe joburi. Și da, vreau să vă întreb și pe voi. Bă, mie mi-a fost sugerat de Sarone dacă ne apucăm de OG Land. Sunt foarte multe servere pe România care chiar sunt foarte frumoase, cum e serverul celălalt de RGMP unde am jucat, Eclipsed, chiar un server foarte frumos. Dar știi cum zic, e super frumos, o să mai jucăm și pe el, dar bă, vreau să ne axăm pe un server unde efectiv o să stăm pe el, unde nu avem nicio problemă, un exemplu în a, eu știu, whatever, ce se întâmplă, dar trebuie să știu foarte mult, că uite și aici, un exemplu, dăm pe cap, ați văzut acum cu lucrurile astea de muncă, da? Uite-te aici, să facem în felul următor, deci pilot 900 de ore, deci, bine, drugs dealer și de alea, mă rog, asta nu prea mă interesează deocamdată, jobul de pilot 900 de ore, deci trebuie să știu pe undeva dacă chiar se merită pentru voi. Dacă voi vreți să vedeți o, cum să zic, un content numai și numai pe serverul ăsta sau pe ce server vreți să vedeți. Deci primul server ar fi, aici pe RGP vorbesc. Și cum? Roleplay sau neroleplay? Sau RPG? Adică să mergem să ne împușcăm și un altă, să facem niște joburi random și așa mai departe. Fără n-a face roleplay. Clar. Eu, deocamdată, parcă tot pe roleplay mai știu ce. Sincer, fie vorba între noi. Pentru că bă, vreau să văd aici. Am văzut pe foarte multă lume care cei fac YouTube și asta promovează și server, promovează să joacă de parcă serverul oricum nu are nevoie, vorbesc de asta. Serverul ăsta și alte servere nu au nevoie de promovare, că dacă ai un nivel de 100 de player stabil, pe atunci, frate, tu nu mai ai nevoie de promovare. E că știi cum e, deja majoritatea, e că vă zic sincer, majoritatea se bagă pe TikTok, au făcut 3-4 live-uri, ai server, dai și tu niște giveaway, acolo ești, știi? Cum era bă, pe majoritatea playerilor care se joacă pe care fac treaba asta, majoritatea fondatorilor. Și faza la mine ar fi că bă, facem episod așa, sunt episod live așa să ne mai distrăm, știi? Că oricum în rest altceva nu prea avem ce face. Deocamdată, stai că dacă o stau și o să urmăresc într-o facțiune sau de astea, na. Aici, într-un fel, să sublinez treaba asta mă enervează, nu că mă enervează, mă deranjează într-un fel, că trebuie să stai chiar foarte mult pentru a face un job. Uite aici, jobul de pilot, un exemplu, 900 de ore, acum no hate. Nici nu vreau să fie la 50 de ore, dar nici la 900. Iar ăla, oricum, cred că jobul de pilot eu nu prea îl voi face, sincer, pentru că na, nu știu, nu, bă, nu că nu-mi place, nu cred că aș putea eu să le fac pe alea, știi? Deci, na, whatever, adică, totuși, e un pic cam, trebuie să investești și timp, știi?
Și nu, uite, eu aș putea, acum am și zis că bă, facem live-ul, facem în altă, dar pe acum episodul ăsta îl vedeți aproape cu o zi înainte să apară părerea mea sinceră despre House, adică părerea playerului ăla despre House. Deci cu fondatorul nu mai joc deloc, n-am avut discuții cu el, dar o să facem mai multe episoade de genul. Și de la tichete și de la un alta, dacă se poate, clar. Ce vreau să zic, nu luați un exemplu în treaba cu certurile care sunt acolo sau, eu știu, învățați, uite cum a fost băiatul ăla pe care l-am pus pe TikTok, un exemplu de la tichet. Sau live-ul care a fost în data de, stai să nu uit, data de 8 a 4-a? Parcă așa au fost. Deci, învățați un pic și de la băieții ăștia cu cine mai, că uite, sunt printre ei care perfectiv joacă și pe FPL și asta și știu foarte bine regulamentul. Și poate să te joace chiar foarte bine pe degete, pentru că știe cum să gestioneze situațiile în cazuri de astea, de urgență, știi? Putem să zicem urgență, că până la urmă cam ăsta adevărul. Era să fie chiar amândoi, într-un final chiar amândoi au scăpat, știi? Bine, a fost și nebuneala, a fost și... Nu prea îmi convine. Păi și aș face, deci, na, a de-aia vreo părere la voastră să-mi spuneți, să știu ce fac, mă, că eu, cum zic, pentru mine egal unde mă joc, da? Și ce face? Dar oricum, acum aștept să fac 10 ore aici ca să scăpăm de pizza, boi, sincer, mai avem un job de fermier. Aici cred că numai după ce o să de pe server să pot să dau pe GPS sau să pun pe mapă, whatever. Ca să știi, serverul de OG Land e un server de roleplay și, bă, sincer, la 500-600 de player și vede că e o mică diferență, pentru că, să fim realiști, un server care are chiar atâta de multe persoane pe serverul lui, chiar e apreciat. Că troll există pe toate serverele, dar unul să facă un rol pe cât de cât stabil, nu prea. Bine, aici depinde și de persoane, că cum am și zis, scriptări se pot găsi la orice pas. Sau contactezi pe Fiverr, dacă mai știe cineva de aplicație, nu știu în momentul de față cum e aplicația, dar poți să contactezi pe cineva pe Fiverr și cam acolo ești, adică poți să îi spui la frate, vrei să-mi fii scriptor, îl plătești cu o sumă de bani pe lunar și cam atâta tot. Sau pe script, depinde cum stai cu buzunarul tău. Bine, nu e chiar așa ușor de vorbit, că și acolo sunt mulți țepare, îți dai seama. Și să nu uităm că în scripturi poți să-ți lași și o mică semnătură și mai multe chestii, știi? Cum am un mai ridic subiectul, dar totuși e ceva de învățat, faza cu ore demo, pentru că, uite ce se poate întâmpla ca un jucător, știi? Deci, ca un simplu jucător, fiind, cam poate să se întâmple chiar foarte multe chestii și nu știu dacă ți-ai dori să, din cauza unui, așa, unui om care nu prea are treabă cu foarte multe chestii, pot să zic, cu viața socială, să te aranjezi în felul ăsta. Dar nu, ce a sugerat și de-aia mă și repet în situația asta, pentru că nu, chiar nu e ok ce s-a întâmplat, cel mai bine stați și nu mai, cum să zic, nu vă mai băgați în scripturi așa ceva, pentru că, da, ok, bine, hacker sau eu știu, whatever, adică nu cu aia, bă, orice ar fi, mă, și vezi că și hackerii au partea lor pentru un server. Și aia, dacă ești fondator, știi foarte bine, pentru că unul la mână te poate ajuta cu baze de securitate, aia te poate ajuta foarte mult și să-ți îmbunătățești serverul pe bază de scripting, pe bază de security, pe bază de mai multe, am înțeles, de copiță, hai să mergem la bază. Ia, vezi, cola de șoferi, stai că mă bat un pic mapa asta, nu mai știu pe unde. Aici, mă, da, ok. Hai să plecăm în continuare, mai ținem oricum episodul pentru că nu vreau să-l închid așa de repede. Bine, am mai făcut foarte multe episoade pe serverul ăsta, dar vreau să dezbatem mai multe subiecte.
Și atunci cel mai bine stăm și povestim. Acum și pe episod, că oricum mă doare capul și n-am altceva ce să fac, sincer. Că se cam plimbă playerii. Eu au mașini destul de multe, mașini de multe și scumpe, de fapt. Că... Na, dar vezi că toată lumea a început de la pizza. Mamă, câți playerii pe aici, ești nebun la cap. Hai, că nu era să de mine. Aici a ajuns CNN-ul. CNN-ul, cred că aici. A ajuns aici, mamă, și asta 10 playeri, ești nebun la cap. Băi, și asta e chestia, știi? Ok, nu, și pe aici e troll sau un altă, depinde, mă, dacă începem să investim timp. Chiar asta vreau să și discut cu voi. Dacă începem să investim timp, e posibil la un moment dat să mai întâmple ce s-a întâmplat pe alte servere. Să vezi și bunele, să vezi și relele, pentru că, un exemplu, după masa, când oamenii sunt la școală sau așa mai departe, adică, da, după masa, după ce ți-ai terminat școala, munca, un alta, intri efectiv pe un joc și începi să te relaxezi, știi? Și... Da, te cam pierzi un pic, știi? După zi, da, tare ciudată, că și așa și pe mine la capul. Și nu, să vezi prea multe chestii se va întâmpla, știi, și la un moment dat poate o să ai o zi chiar proastă la o... O zi chiar proastă, nu putem să te vină pe locul de muncă sau așa mai departe. Dar vorba vine. Poate să ai chiar o zi proastă și atunci, cum mi s-a mai întâmplat și mie, și să stai să te ceri cu tot felul de oameni, știi? Și asta chiar nu e bine. Că, na, depinde cum privești gluma, știi? Că dacă pe ăsta... Hai să luăm 40, hai că mi-ajunge, hai că da. Inventar plin, câte 30. Păi și cât avem acum? 37. Hai să iau pe încă o 3. Hai să văd cam cât ar fi maxim. Pe ce ai, mă? Scuze. Așa, hai să vedem. 43. Auzi, mai ai o sticlă cu apă la tine, dacă te rog. Nu am nici eu. Ah, ok, mersi. Ce să zic, știi, nu că mi-e frică de chestii de genul, dar mă refer că, bă, nu știu, e... No, nici nu prea vrei să te ceri cu majoritatea persoanelor sau whatever, știi? Pentru că, clar, nu e ok. Bine, oricum se vor face etichete, oricum pot să fie multe chestii, deci... De-aia zic, sub voi sunteți pregătiți pentru treaba asta, adică să vedeți că se vor repeta episoadele, se vor, știi? Adică nu, de multe ori nici nu o să am ce filma, ce puțin, poate să zice că facem live după masă, dar... Știi cum e, nici cu live-ul nu poți să faci chiar în fiecare zi, iar aceeași chestie mereu să o faci, e un pic cam plictisitor, știi? Cum e acum pizza boy, faci, bine, ai mai multe, dar pizza boy e cel mai bine plătit, deci aici e la alegerea playerului, dacă vrea să facă numai pizza boy timp de 10 ore sau nu, știi? Asta e bine, că dacă îți dădea, asta e la școală de șofer, mă, dacă îți dădea, un exemplu, jobul numai de pizza boy până la 10 ore, atunci da, chiar era plătitor, dar uite că ai și fermierul care poți să-l faci și acolo, nu mai știu ce. Ce încă că nu pot să dau un sud din păcate. Și începe un pic lagul. Din cât observ. Bă, deocamdată îmi place. Adică na, de obicei platforma de RGMP mi-a plăcut după ce am început să o descoper. Prima dată, dacă vă aduceți aminte, dacă sunteți vechi pe canal sau cel mai este vechi și știe că n-am încercat prima dată platforma de regi, nu mai știu ce server a fost prima dată, da, de regi pe și de RPG parcă a fost, sau mițesc, nu mai știu exact, deci chiar nu mai știu exact care a fost chiar primul server de regi pe, dar oricum, cred că din păcate s-a închis și
nu mai există. Nu știu dacă chiar e adevărat, că am văzut acum, deci de când s-au lansat serverurile astea, uite, sunt foarte multe. Hai să facem o chestie de genul. Deci fii atent aici. OGL 605 pe primul loc, Eclipse 59 de player, Behut care e de RPG 239, Liberty și ăla e un server care e 306 și Bizon 87. Și dăm un pic pe România. Un exemplu. Vice Knight, uite aici câte servere gole. Deci astea sunt serverele cel mai populate, așa că și Pugilandul chiar a crescut, dar din câte am înțeles, de când a crescut sau ăsta, a și făcut, mă rog, cum a fost plătiu mai de mult, sancțiuni mai drastice și chestii de genul, știi? Bă, ceea ce îmi place deocamdată nu prea m-am băgat chiar așa înseamnă să văd asta, deci deocamdată aici chiar deloc. Uite, l-ați văzut și pe ăla care mi-a dat 7 și efectiv, știi, scuze bossule, deci nu e pe chestii de bombarderisme, pentru că, da, o să fie clar, o să fie și chestii de genul, că vă dați seama că o să dăm și noi de chestii de genul, clar. Da, nu. Depinde de rupe, depinde de cauza, depinde de mai multe chestii, știi? Bă, eu vreau, adică, nu, eu v-am zis, eu aș vrea, dar vreau și părerea voastră. Și, na. Acum mergem să reducem și pasul după o lungă poveste. Stai că trebuie să fiu un pic cam atent, că începe lumea de la să cam intre pe server. Oricum vedeți în dreapta, deci nu trebuie să mă chinui. Bă, și ce vreau să zic? E că cred că o să urmeze să schimb oricum din nou placa video, deci dacă ați auzit și ventilatorul și asta, deja începe să fac un pic mai mari figuri și, bă, ce vreau să zic, dacă ești streamer și faci pe două platforme, YouTube și TikTok sau TikTok și Twitch sau alte platforme, mă rog, ceva ce să conține TikTok, spune și mie cum faci live pe două platforme, prin ce aplicație faci unul la mână, că dacă faci cu amândouă aplicațiile deschise, pe mine bă, să fim realiști, mă omoară, deci eu mai mare calculatorul, am un lag foarte mare și chiar sunt interesat de treaba cu ăsta, CDK-ul pentru streamer, mă refer, pentru a face live-uri, nu l-am deloc și deși aș putea să fac, că am platforma asta vertical pe OBS, ce mă încurcă foarte mult, sincer, dar nu vreau să mai bag și Streamlabs-ul, pentru că, na, și asta înseamnă și m-am gândit să mă duc să mi le mut toate pe Streamlabs, numai când să fac live să mă bag pe Streamlabs, n-am nicio idee cum va fi, știi, pentru că faza și cu crash-urile, adică gen cu picatul ăsta de internet, vezi că așa la episod nu prea ai nicio treabă sau pe ăsta, se dă flut, știi, dar mă refer că așa, uite, m-am uitat și eu pe episoade, bă, încerc cât de cât ok să dau o calitate, dar oricum pe YouTube nu pot să pui calitate și asta mă repede când am început YouTube-ul, pentru că oricât de mulți bitrate ai pune, oricât de mult ai calcula, oricât de mult ai schimba abonamentele la internet sau așa mai departe, nu poți să faci. Cel mai bine, ori pe TikTok, care văd o platformă chiar ok deocamdată de făcut live-uri și calitativ. Acum, na, cu scenele un pic cam prost acolo, dar ce vreau să zic e că ori TikTok-ul, ori Twitch-ul, care chiar clar e cunoscut pentru asta, sau orice altă platformă de făcut live în afară de YouTube. YouTube deja e foarte greu, a ajuns o chestie YouTube-ul ce nu știu prea, deci a făcut niște update-uri foarte prostești, părerea mea, în care efectiv nu prea așa nicio legătură. Nu vedeți că bătați la streamer și ok, dacă să punem numai o chestie de genul, dacă stau așa într-un loc, vedeți foarte frumos,
Cum încep să mă mișc, cum de la încep și poricii, un exemplu, și clar, e deranjant, știi? Adică și eu mă uit de foarte multe ori când stau și mănânc, mă uit la prostiile pe care le scop pe gură. Și, na, vă dați seama că mai râd și eu un altă la episoadele mele. Pe degeaba, dacă e streamer și nu te uiți la... Dacă nu dai un replay la episoadele tale, nu te poți numi streamer, bro. Deci, că sau creator de conținut. Prima dată trebuie să-ți placă ție ceva și după aia să superi și la alții mai mult content. Știi? Da. Andrei, voi ce mai faceți, mă? Cum mai sunteți? Stai să vedem câtă pizza mai avem. Nu trecem pe asta și încă am terminat episodul. Merg acolo la ala de pizza, mă duc să mai iau. Încerc să fac pe undeva la 10 ore. Episodul ăsta o să apară pe undeva, cred că pe miercuri. Pentru că... Cam așa asta treaba. Până va, cred că pe miercuri, cred că o să apară. Deci, mâine data de 10. 11. Cam așa, cam așa. Nu mai știu. Bă, iar continuăm pe asta, mă? Cu seria, adică cu numărul tatu, cu numărul tatu și chestii de genul. Că eu l-aș număra, sincer, și episoadele sau live-urile sau... Da, na, depinde, cum am zis, și mă repet, am nevoie de sfatul vostru. Mă interesează pe mine cel mai mult și cel mai mult, pentru că vreau să știu ce să fac. Starone, na, mi-a zis, bă, haide, dar nici el nu o să aibă timp 100%, așa că vă dați seama că, da, o să, eu, bine, nu mă apuc. Na, eu pe aici că-s bine starone sau ăsta e partea a doua, știi, deci, na, cu starone, oricum e prieten bun, dar nu, nici el nu o să fie chiar pe tot timpul, așa că, na, vă dați seama, știi, hai să plecăm și noi repede, aș face o poză de thumbnail, bă, de tot timpul când fac episod, uit tastele, bro, deci, uit tastele de la thumbnail, mă jur. Și mă da hai să vedem, l-au prins? L-au prins, perfect, asta mă bucurăm. Și o să vedem ce o să facem, că mamă, vine ăsta în forță aici, nebun. Hai să plecăm înapoi. Și așa nu m-am mașină, nu prea am mașină, nu știu ce trebuie să fac. Ia, vezi, uite, acum un exemplu și-a luat unul. Ăsta a condus de un RP. Scurt. Bine, cred că a dat în pășa de aici. Mamă, dacă ți-a să aici, mă. Poți să fie un streamer pe acolo, știi? Aia, du-te, dracu, am crezut că ești polițist, bro. Mamă, dar ce mașină, băieți, vezi? Bine, și asta e unul de faptul că prege pe merge de bine, da, are platforma de regim pe merge de 100 de ori mai bine față de asta și din câte am înțeles, nu știu dacă chiar e adevărat, nu poți să bagi hack-uri aici. Deci poți să faci mod de grafică sau de asta, mai văzut. Chiar, nu știu acum dacă mi se băga mie modul de grafică, dar până acum arată ca parcă, știi, cam așa e vorba. Dar mă refer că nu poți să bagi hack-uri. Dacă nu e adevărat, spune și voi acolo în comentarii, știi? Deci, da. Păi și ce vreau să zic, nu vă doare mâna, apăsați și voi butonul ăla de like și subscribe. Că, da, dacă vreți mai mult content și de asta, puteți să apăsați acolo, nu vă doare nici mâna. E gratis, nu trebuie să plătiți abonament, cum e la câte un lucru, cum plătiți abonament la OnlyFans. Și puteți să plătiți și mie așa un like, știi? Când terminați, de fapt, de văzut videoclipul. Băi, ce vreau să zic, v-am pupat. Eu am fost am epicos. Sper că ți-a plăcut acest episod cu subiecte mai multe. Și după cum am zis, am nevoie de părerea voastră. V-am pupat, nu uitați de încă o dată de like și subscribe și pe nebă, bă, sunt foarte multe reduceri. Dacă vrei să-ți cumperi CETA 5, poți. Apeși pe buton. Codul nu e de 3%, e de mai mult. E cam atât, știi? Tân, 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 de rămân plătit cu tân, tân, tân. Mă rog, whatever, trebuie să mai facem aici un level ca să primim mașina.
Da, știu oricum despre ce, parcă ceva Mercedes, era vorba că fac băieții videoclipuri. Bun, v-am pupat, pa, pa.